Da, avem două informații. Adineauri, ați auzit și în buletinul de știri despre noile exerciții NATO. Să știți că nu doar NATO face exerciții, inclusiv China a început un nou exercițiu amplu, iar Taiwanul vine să condamne aceste exerciții militare făcute de către armata chineză, pentru că China a înconjurat pur și simplu insula taiwaneză în exercițiile de cucerire a insulei, ceea ce nu este pe placul Taiwanului, bineînțeles, și nici nu este de acord Taiwanul, pentru că au fost încălcate apele teritoriale, cel puțin asta se anunță în declarațiile făcute de către președintele din Taiwan. China în continuare însă face aceste exerciții având nave, având avioane, dar și tot felul de exerciții, inclusiv cu tragere, ce ar simula un atac direct asupra insulei taiwaneze, dar și a unui conflict armat. Pe CNN.com găsiți mai multe informații, inclusiv imagini cu aceste exerciții. Cea de-a doua știre face referire la SpaceX și avem și imagini pe care dumneavoastră veți avea posibilitatea să le vedeți, pentru că vorbim de o capturare din zbor a unei părți a rachetei Starship. Este a cincea testare a SpaceX a rachetelor pe care le are aceea ce reușesc să facă cei de la SpaceX. Vă reamintesc pe această cale că ei și-au planificată până ajunge pe Marte, pentru că știți că costă foarte mult să construiești o rachetă, să o lansezi în spațiu. Ulterior, acea rachetă nu mai poate fi folosită, pentru că până la momentul actual era distrusă în aproape totalitate. Păi cei de la SpaceX deja de ceva timp încearcă să aducă înapoi o parte a rachetelor, astfel încât să poată să fie refolosite, să fie mult mai ieftin pentru ei în momentul în care creează aceste nave spațiale pentru a putea transporta și astronauții, dar ulterior și în scopuri turistice. Iar ceea ce au reușit duminică este o inginerie în timpul unui zbor de testare al masivei rachete Starship. I-au reușit să prindă un amplificator cu brațe mecanice, numit între ghilimele bețișoare, în timp ce cobora înapoi la rampă acea parte a rachetei. Aproape 400 de picioare, asta ar fi înălțimea, și a fost construită astfel încât să fie reutilizabilă, inclusiv partea navei, dar și acele picioare, astfel încât să poată să fie folosită mai târziu pentru lansări în imediat apropierea Pământului, dar și pentru lansări la distanțe mult mai mari, pentru că vă mai reamintiți de discuțiile ce existau anterior despre faptul că cei de la SpaceX își doresc să ducă oameni pe Marte. În 2019 s-a anunțat că anul ar fi 2025, astăzi realizăm că ar fi mult prea devreme, pentru că nu suntem pregătiți încă din punct de vedere ingineresc să facem acest lucru. Mai mult decât atât, încă mai avem și acea problemă a cum ducem, cum reîntoarcem astronauții ce ajung pe Marte, dar și ce se va întâmpla cu aceștia în momentul în care ajung direct și pe teritoriul planetei Marte, reușesc o asemenea acolo. Dar toate astea sunt discuții pe care le vom mai avea și în continuare. La momentul actual vedem testările din punct de vedere tehnic pentru revenirea părților rachete. Aveți și imaginile despre care vă spuneam adineauri. Ne-a luat foarte mult timp, pentru că vorbim de decenii în care s-a muncit, s-a investit și s-au creat condițiile necesare pentru ca părți a rachetelor să poată să fie refolosite ulterior în lansările ce vor urma. Aici aveți parte a imaginilor și a ceea ce au reușit cei de la SpaceX, ceea ce era imposibil acum 5 ani sau acum 10 ani. Dar mai multe detalii și informații găsiți inclusiv în presa internațională, acolo unde veți avea posibilitatea să vedeți mai detaliat și aceste imagini. Plus că pe rețelele de socializare sunt foarte mulți experți ce vin să facă analize a ceea ce au reușit cei de la SpaceX, venind desigur cu mai multe detalii decât am putut eu să o fac în această dimineață.